Bună dimineața, a doua zi începe cu o frumoasă ploaie de toamnă. Mergem la o prezentare de sunet și să închirem echipamentul de sunet. Și se pun la marginea cadrului. De ce? Are problema aia. Dacă are o problemă, sunt dacă are ceva foarte bun scrieți. Gata cursurile pe ziua de azi. Am luat și aparatura, am rucsacul încărcat, am vorbit despre sunet, am învățat o chestie esențială despre sunet, că microfoanele sunt proaste. Oricât de mult se chinui omul să facă un microfon să funcționeze foarte bine, nu poate. Am vorbit despre microfoanele cu cardioid, microfoanele de studio, microfoanele de ambianță, folosește un zoom H2. Microfoanele bun și am mai discutat despre o chestie interesantă, despre script supervisor. Este un nene acolo sau o tanti care urmărește tot ce se întâmplă pe platoul de filmare, să bată cu scriptul și tot acea persoană face scriptul și așa mai departe. Interesant. La 3 discutăm storyboard-ul nostru, mergem să vorbim cu scriitorul și poate și filmăm în seara asta. Mă duc să-l caut pe Dani. Discutăm despre subiectul nostru. O să încerc să iau câteva cadre, câteva detalii. Și cred că o să încep și interviul cu el. Sunt în momentul ăla în care am tot ce-mi trebuie, sunt pornit să fac treaba. Dar omul nostru noi. Asta e, mai insistăm până dăm de el. Omul nostru tot nu răspunde. Pare că are treabă mare. Așa că ne retragem și noi la o bere. După ce am recuperat o căsățioara mea de la pictură. Da. Foarte încântată. Îți place? Da. Lucrarea lui Sebi. Lucrarea lui Sebi. Micul meu artist. A răspuns și prietenul nostru la telefon. E la vânzare omul. Să mergem la el. Stăm de vorbă și poate dăm drumul și la filmare. Da, eu îmi las barbă. Mă berberesc în ultima zi, că trebuie să plecăm. S-o crezi tu? Bine, penultima atunci. Am fost la om, l-am filmat, i-a povestit, am pus două întrebări, a vorbit două ore. Nu e exagerat, s-a jumătate de oră. A pus și soarele și el tot mai vorbea. M-a băgat în ceață. Mi-a zis atâtea subiecte, nu știu ce o să-i spun. De fapt, mi-a spus atâtea subiecte încât nu știu ce o să aleg din toate subiectele astea. Oricum trebuie să aleg ceva. Partea nasoală e că implică actori ca să creez una din poveștile lui. Mă mai gândesc. Oricum, seara asta ieșim la recreere. Mâine dimineață o să ne vorbească Carmen Avram despre documentar, cum se face. O să fie o zi faină. După care descărcăm materialul, ne uităm pe el. Vă povestesc mâine. Cam ăsta e planul.